Tale și într-o adevăr mai smerit.
tinerilor de la Forumul Sfântul Ștefan cel Mare pentru această intrare, acest bohot în privegherea din seara aceasta, pentru că în seara aceasta avem un triptic al părinților și mă gândeam că fiecare din acești părinți ar merita nu numai o seară, ci mai multe seri, dar i-am adunat în acest triptic, încercând să păstrăm ceea ce deja intră într-o tradiție, așa cum am propus. Deci, în această seară vom face amintire și vom fi împreună cu Părintele Constantin Sădu, Părintele Benedict Ghiuș și Părintele Gherasim Iscu. Avem bucuria și în această seară să ne vorbească despre părinții amintiți, domnul Adrian Petru, pe care îl invit aici, domnul Sorin Lambic, domnul Ioan Iscu. Cei care, probabil că noutatea, vedeți de fiecare dată, este că din urmașii celor evocați ne vorbește cineva. Data trecută ne-a vorbit Ileana Voicescu, despre Părintele Voicescu. La prima seară ne-a vorbit minunat domnul Paul Imbrescu și în seara aceasta domnul Ioan Iscu. Doar câteva gânduri de început. Stăteam și mă gândeam cum am putea sintetiza. Mai întâi, viața acestor părinți mărturisitori, acestor creștini mărturisitori din temțele comuniste, felul în care ei au ajuns să diluiască răul, ne arată limpede că nu există niciun alt temei pe care să putem plăti o structură cu adevărat creștină decât acest temei duhovnicesc. Temei duhovnicesc scutit de orice amestec cu veacul acesta. Fie că este politic, social sau filozofic. Ceea ce nu înseamnă că vreodată viața creștină este ruptă de lume, ci dimpotrivă este una cu absolutul duhovnicesc pe care l-am primit de la Mântuitorul Iisus Hristos în biserică. Acești părinți ne arată că sufletul poporului român este organic legat de biserică, de atmosfera creștină care pătrunde toată existența. Și că poporul român trăiește firesc, și lucrul acesta îl vedem pentru românii din diaspora, fie că Italia, Spania sau alte țări, dar mai ales în Italia și în Spania, că trăiește într-un mod firesc în spiritualitatea creștină. Românul așa se regăsește pe sine. Deci, acești părinți mărturisitori ne demonstrează că, pentru sensibilitatea poporului român, creștinismul este ceva organic, indispensabil. Pentru el, totul este sfânt, totul este în Dumnezeu și nimic nu poate fi profanat. Și vrem ca atât tinerii teologi, dar și tinerii care participă la aceste seri din alte părți, care uneori poate dezorientați, plutesc în derivă și caută să-și satisfacă nostalgia lor tulbure prin alte și alte gesturi și acțiuni, să iasă din această învălmășeală cu spiritul veacului acesteia, cum spunea cineva un părinte, învălmășeala e pură cu spiritul veacului acesta. Uneori, cel puțin, aceasta este concluzia tot a unui părinte duhovnicesc. Spune așa, faptul că statul a fost ateu și antireligios, cel puțin așa a fost declarat, i-a oferit un avantaj bisericii
pentru a redescoperi din nou vocația. Dacă este să vorbim despre Părintele Constantin Sârbu, așa cum probabil va vorbi mai în detaliu domnul Adrian Petru, Părintele Constantin Sârbu, sunt convins că poate unii dintre dumneavoastră poate l-ați cunoscut la Sapienții, a avut o viață plină de încercări. Mă uitam, la vârsta de un an, i-a murit mama. A fost luat în creștere de bunicii săi. Apoi s-a mutat cu toții la Galați și a câștigat existența muncind pe la alții. Nu mai spun că în perioada facultății a stat într-o mansardă, a stat în Gara de Nord. Este cutremurător. A muncit, da, aici, într-o mansardă din Piața Amstrii și după ce gazda nu l-a mai primit, a dormit prin Gara de Nord, în sala de așteptare, apoi căminul studențesc clandestin după orele 11 și așa mai departe. Dumnezeu a avut atâta grijă încât acest strălucit dăluit de Dumnezeu, cu o minte extraordinară, a trecut prin toate etapele. Cântăresc la Biserica Lucaci, apoi va ajunge la Huși, unde va fi hirotonit diacon și apoi preot, va fi director al școlii de cântăreți. Și în sfârșit va ajunge în București, Biserica Verbului, este ctitoria Părintelui Constantin Sârbu. De asemenea, ceea ce Părintele Constantin Sârbu a avut întotdeauna la inimă, trecând prin aceste greutăți, spune așa, ne stă la inimă o parohie modernă, cu cantină pentru săraci, cu sală pentru propovăduirea Evangheliei, cu proiecții biblice, unde să se învețe credința, cu orfelinat pentru copii, unde copiii să crească în dragoste, să creștinească și în Duhul Bisericii și al Patriei. Și felul în care a conceput el Biserica din bariera Verbului, spunea, deasupra sumăia asta în catapeteazmă, va fi Biserica Credinței și mai târziu nădăjduim să înființăm un orfelinat pentru fetițe, o cantină pentru infirmi și bătrâni, asupra câtorva văpâirea acestui altar să jeverse lumina alinătoare. A fost, evident, trecut prin închisori și a ieșit cu sănătatea șubrezită. Sunt convins că mulți l-au cunoscut la Biserica Sapienței. Ceea ce putem spune este dragostea sa pentru preoție și, în același timp, faptul că Părintele și-a presimțit sfârșitul acelui domn preot pentru a se împărtăși ultima oară și așa a venit Părintele Ilarion Argatu. Și avem această mărturie de la Părintele Ilarion Argatu, pentru că o spipuiesc acum. Pe atunci nu înțelegeam de ce Părintele Argatu, spune o credincioasă de la Sapienții, parcă tot încerca să-i așeze perna. Abia apoi ne-a spus că pe când îl împărtășea, a văzut aureola în jurul capului lui. În primul moment a crezut că perna este colorată, apoi să-și dea seama că este aureola unui mare ales al lui Dumnezeu. După ani și ani, când Părintele Argatu stătea de vorbă cu vreun credincios al Bisericii Sapienții, reamintea totdeauna această descoperire care a fost dăruită lui de Dumnezeu pentru a face cunoscută tuturor aureola cu care l-a cunoscut Dumnezeu pe Părintele Constantin Sârbu, care și-a dat oștesc în sfârșit în 23 octombrie 1975. Părintele Benedict Chiuș este mărturia păcii și a liniștii. Toți cei care l-au cunoscut, spre exemplu, Părintele Andrei Scriba spune că el a fost versantul monastic al Râului Aprins. Părintele Petrone Tănase, Părintele Sofian Bunghiu și toți cei care l-au cunoscut, au arătat că Părintele Benedict Chiuș, cel care a făcut studii și în străinătate la Strasburg, dar a știut să vină întotdeauna spiritualitatea, viața duhovnicească și cultura. Părintelui aparține ceea ce am spus eu data trecută, am reluat din Părintele, că cea mai cumplită persecuție împotriva Bisericii
este nevrednicia propriilor ei slujitori. Și noi ne străduim prin aceste seri să arătăm că am avut și slujitori vrednici. De asemenea, prezența Părintelui Benedict Ghiuș la Rugul Aprins, la Mănăstirea Antim, unde era un duhovnic. A fost duhovnicul familiei Mironescu. Ileana Mironescu, o carte excepțională despre Părintele Benedict Ghiuș. Dar era și un duhovnic al celor, al intelectualilor de la Rugul Aprins. Paul Serian, Vasile Voiculescu, Paul Constantinescu, Constantin Joja, Alexandru Elian. Și pentru mai tineri, pe atunci, Sofia Mughiu, Felix Dumneac, Andrei Schima. Spunea un mărturisitor, cel care a fost alături de Părintele Benedict Ghiuș, care a fost arestat în 1958, că ani de închisoare nu i-au afectat personalitatea, rămânând acela suflet delicat, lipsit de ambiții omenești, toate răutățile neatingându-i spiritul cultivat la înaltele școli de teologie. Toți au mărturisit și în această seară, cu permisiunea dumneavoastră, după ce Adrian Petcu va face o prezentare a fiecăruia dintre acești părinți, cu permisiunea dumneavoastră am vorbit cu domnul Costion Nicolescu, pe care îl invitasem și domnul Costion se află în Franța, dar mi-a dat binecuvântarea, să spun așa, să citesc câteva fragmente din mărturia lui Părintele Benedict, un mare trăitor al Ortodoxiei. Despre Părintele Gherasimescu rămân nu numai faptul că a fost de o demnitate și de o lucrare duhovnicească extraordinară, pe care a demonstrat-o nu numai în calitatea sa de stare sau mănăstirii Tismana, dar mai ales în calitatea sa de duhovnic al închisorilor prin care a trecut și mai ales la Canal, unde îi îmbărbăta pe toți, unde chiar cei care erau neputincioși aveau un sprijin în el, fie că le făcea normă, fie că le dădea rația sa, hrană. Este pentru noi un părinte atât de demnitatea aceea a călugărului care merge. Și aș vrea să citesc doar atât. Din Părintele Constantin Fodoroane, care mărturisea despre Părintele Iisus. Atitudinea starețului, deci când era el torturat, a uimit pe toți. A suportat toate chinurile fără să recunoască pe cei implicați. În urma îndelungate anchete făcute de organele securității, capitanul, după ce a obosit bătându-l, i-a spus, ești nebun. Toți au recunoscut și toți, și tot 15 ani vei fi condamnat. Și apoi, ceea ce am spus și data trecută, când acel torționar de la Canal a ajuns și el la Târgu Ocna, torționarul care îl chinuise și pe Gherasimescu, și el a declarat celui care îl torturase, te iert din toată inima și la fel ca mine și ceilalți creștini. Iar dacă noi iertăm cu siguranță, că Hristos, care e mai bun decât noi, va ierta și El. Se va găsi și pentru tine un loc în cer. Deci cel care îi spusese, că le-a spusese, semna Vasilescu și m-a tratat în timpul detenției de la Poarta Albă. Și după ce l-a spovedit, i-a dat Sfânta Împărtășanie și ambii au murit în cursul nopții și spune Richard von Brandt, în cartea sa cu Dumnezeu în subteran, cred că s-au dus în Rai ținându-se de mână. Pentru că au trecut la Domnul anul 2, noaptea de Crăciun, din anul 1951, 25-26, sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, dar și a Sfântului Nicodim de la Tismana. Și ce minunat! Și aș vrea să închei cu asta. Auzi? Cântă îngerii.
A deschis ochii mari privind spre cer, printre gradile de la fereastră și cu un capăt de lunare aprins în mână, a închis ochii și a dormit în Domnul. Și asta este mărturia unui părinte care încheie acest triptic din această seară. Da. Eu cred că e nimeni să-l dăm acum, da? Nu cred. E bine așa. Da. Deci, domnul Radu Beină, care de fiecare dată ne-a ajutat la aceste se și la, de câte ori am evocat pe cei de la Lugul a prins, ne-a trimis un film pe care îl vom viziona și după aceea vom da cuvântul celorlalți invitați ai se. Să stingeți în spate. Stingeți în mine. În deceniul 4 al secolului trecut, Vasile Ghiuș și-a simțit chemarea, s-a întors în țară și s-a călugărit sub numele de Benedict la mănăstirea Noul Neamț din Basarabia. A fost hirotonit erodiacon în anul 1934, eromonah 2 ani mai târziu, iar în 1939 a fost hirotesit arhimandrit. Pentru Benedict Ghiuș, cunoașterea Occidentului a fost prilejul descoperirii tradiției răsăritene, deoarece odată cu studiul misticii apusene, i-a redescoperit pe marii mistici răsăriteni. În 1936 a fost prefect de studii la internatul teologic din Chișinău, iar între 1938-1940 profesor la liceul seminarial de la Băluț. Nu știm cu precizie de ce un intelectual de anvergura lui Benedict Ghiuș, cu studii strălucite în Occident, a ales să depună voturile monahale în lavra basarabeană de la Noul Neamț, de pe malul Nistrului, și să activeze în această parte de țară românească. Poate ca și în cazul vrednicului de pomenire, mitropolit Visarion Puiu,
și Benedict Ghiuș înțelegea într-un fel anume responsabilitatea și datoria față de Basarabia readusă în granițe românești după 1918. Benedict Ghiuș era preocupat în mod special de soarta ortodoxiei românești. Împreună cu arhimandriții Antim Nica și Ioil Babaca și protosinghelul Nicodem Ioniță, au publicat în anul 1940 în revista Glasul Monahilor o radicală propunere de reformă a Bisericii Ortodoxe Române, intitulată Înnoiește-te Noule Ierusalime, gânduri pentru reorganizarea Bisericii. Erau atacate principiile șapuniene și se dorea scoaterea Bisericii Ortodoxe Române de sub influența factorului politic. Eu sunt călugăr comentariul în Mănăstirea Antim, unde m-am călătorit în februarie 1941. Și printre deficiturile de seama în mănăstirii, alături de Părintele Firmilian, care mi-a fost profesor la Seminarul Central și care mai târziu a devenit mitropolit al Ordeniei, pe lângă Părintele Sofian, Părintele Grigore Popuș și alții. Era figura Părintele Benedict Ghiuș. Mă urmărește toată viața, mă urmăresc slujbele din Biserica Mănăstirii Antim, și în special citirea Paracrisului Maicii Domnului, cântarea Paracrisului, duminică seara, în care Părintele Ghiuș ținea strana. Am făcut cu exclusivitate, aveau voce de argint, dar de argint lin, de argint mântuitor, de argint ca untul de lemn, cânta Paracrisul cu măestrie, cu sinceritate, cu evlavie, cu naturalețe, dacă vreți, fără artificiile pe care le fac de obicei cântăreții cu conștiința valorilor lor. Așa că eu fiind de obicei și încadrându-mă în viața liturgică a Mănăstirii Antim, am rămas cu această imagine extraordinară a Părintelui Ghiuș, care cânta în fiecare duminică seara Paracrisul Maicii Domnului. Veneau cu ei la tasă, stătea pe o săptămână, veneau la biserică, că te ajungi, plus că l-am auzit și la radio, la părinte, la tasă, o casă, cânta la București, nu ai auzit mai la tasă, cum cânta la București. Părintele Ghiuș a făcut o discreție, pentru că era un om discret, un om care a fost repudiat de mulți oameni politici, pentru că a refuzat să se amestece o politică, măcar tangențial, cu relație cu un om politic, care poate să fie o platformă de lansare, cum se face de licență în cetatea voastră, inclusiv în cea ecleziană. Nu lipsește treburile acestea, nu, el le refuza. Cred că nu era un om mândru, fără îndoială, dar cred că gândea că obișește. Dacă eu reprezint ceva mai bine, sunt atunci o să am un prieten stabil în biserică. Dacă nu le prezint, atunci rămân pe locul meu. Ceea ce știam dinainte de a cunoaște este că el fusese propus ca să devină episcop Radulți. Și Cavănescu s-a opus ferm pentru că el nu adera sub nicio formă la politica, măcar așa tangențială. Benedict Ghiuș afirma că nimeni nu părăsește Ortodoxia pentru că a epuizat-o. Aceeași concepție o împărtășeau și scriitorul și publicistul Sandu Tudor, ca și mitropolitul Bucovinei, Tit Simenic. Acest vlădică a invitat în august 1943 la cel înălțuți un grup de intelectuali, printre care Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Constantin Noica, într-o tabără isihastă unde s-a născut ideea de a constitui o asociație cu statut legal numită Rugul Aprins al Maicii Domnului, menită a răspândi Ortodoxia prin conferințe publice. În toamna acelui așa, mitropolitul Visarion Puiu, șeful misiunii ortodoxe române din Transnistria, solicita Patriarhului Nicodim Munteanu să aprobe găzduirea în România a mitropolitului Nicolae Amastuschi al Rostovului și a protoiereului Ioan Culughin, duhovnicul eparhiei Rostov. Aceștia se evacuaseră în condițiile ofensive armatelor sovietice la Odessa și în cele din urmă au fost adăpostiți la Mănăstirea Cernica. Nicolae Amastuschi a murit în scurt timp, dar venirea lui Ioan Culughin a fost providențială pentru coagularea mișcării Rugului Aprins. Ioan Culughin, numit și Ioan cel Străin, fusese călugăr la Mănăstirea Optina de lângă Moscova și practica rugăciunea inimii. Adusese din Rusia Zbornicul, o compilație după Sfinții Ruși despre practicarea acestei rugăciuni și după o întâlnire cu Sandu Tudor, Alexandru Mironescu și Benedict Ghiuș la Mănăstirea Cernica, a fost invitat la Mănăstirea Antim la întâlnirile membrilor Rugului Aprins, laici și monahi, unde făcea comunicări despre experiența și trăirea creștină a stareților de la Optina,
și îndemna la credință, disciplină de sine, muncă și fapte de dragoste pentru aproapele. Sandu Tudor, devenit călugăr între timp, adusese de la Atos o splendidă icoană a rugului aprins, iar Ioan cel Străin a introdus regula hirotesiei pentru rugăciunea inimii, un ritual cu punerea mâinilor pe cap și rostirea binecuvântării pentru începerea ei. Eu nu am făcut parte de rugul aprins pentru că nu am vrut să fac parte. Mi-am dat seama de la bun început că este vorba de un nucleu duhovnicesc de înaltă ținută, pentru care eu nu eram plăcut, dacă nu mă consideram vrednic. Așa, și am avut aceste rituale, cred că bun simț. Adică nu poți să te bate într-un mic de sfințenie, că tu nu ai vocația sfințeniei și poate mai puțin, nici nu se păsereau sfinți. Dar totuși aveau vocația sfințeniei. Dar eram apropiat cu fiecare din membrii lui Aprins. Și cu părintele Daniel Sandu Tudor, și cu părintele Ghiuș, și cu Andrei Scrima, și cu profesorul Ionescu, și cu Vasile Voiculescu, părintele Sofian, părintele Tăriț Dumnea, Roman Braga, dintre cei mai tineri, Tăneluaie, care mergea și el din când în când. Așa cât cu fiecare aveam o relație directă personală, dar nu cu nucleul în sine. Vreau să spun că părintele Daniel Sandu Tudor, care a fost foarte întreprinzător, a fost organizatorul, a fost creierul acestei organizații, iar părintele Ghiuș a fost duhul ei, mai mult decât sufletul, a fost duhul. Ioan Culâghin a fost arestat și deportat în Uniunea Sovietică, iar mișcarea rugului aprins a fost interzisă în anul 1948. A urmat un prim val de arestări pentru Sandu Tudor și pentru unii dintre studenții care au participat la conferințe. Patriarhul Justinian Marina, care avea un anumit credit politic în acei ani, a încercat să-i protejeze pe unii dintre membrii rugului aprins, printre care Benedict Ghiuș și Andrei Scrima, numindu-i profesor la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț. În 1958, părintele Ghiuș era profesor la seminarul teologic de la București. Obiectivul principal nu era noi, ce a arestat și ce patriarhul Justinian, care a scăpat doar cu domiciliul obligatoriu la Mănăstirea Dragoslavă de o vreme. Dar el devenise foarte incomod pentru regimul comunist. Citiți acum că se desfac arhivele și citiți însemnările lui ministrul Drăghici de vremea aceea și a părut o rubrică în urmă poate am Justinian ca pericol numărul 11, nu chiar buni sunt dușmanii numărul 1 ai noștri comuniștilor, ci Patriarhul Justinian cu armata lui Beagră. Cu așa se întâmplă Patriarhul Justinian datorită faptului că a contribuit la la salvarea lui Teori Iudești. Eu povestesc și de toată lumea. Așa. Că l-a găzduit. Nu e într-un detalii acum, că nu avem timp pentru așa ceva și poate nici nu interesează. Totuși avea un credit politic la Teori Iudești, care era și Constantului și șeful partidului. Și era putea să-și mențină acest credit politic, pentru că la umbra lui se poate sfârși video sfârși biserica. Eu am fost printre cei foarte apropiați cu Patriarhul Justinian. Eu și Andrei Scrima, cred că sunt poate fiul său să mai fi fost Domnul Marina, față de care Patriarhul Justinian inima, sufletul. Avea și viziuni politice. Ne spuneți, zice, măi, voi să sigur și vedeți că vin americanii. Eu sunt mai realist și știu că vin americani. Cred, nu să vină sau nu să vină curând. De aceea, acest regim s-a instaurat de multă vreme și biserica va trebui să facă o politică de durată. Nu de circunstanță, de asta de mâine. Voi credeți ce vreți să destine, nu vă intru în convingerile voastre, dar să știți politica de ce fac eu. Așa că dacă vă dați, eu n-am în cealaltă țintă, știu, vă fi acum restricționați. Predicele vor fi cenzurate, mișcările noastre, acțiune filantropice vor fi interzise. Nu vom avea acces în școli, în spitale, dar vreau să rețin liturghia. Dimensiunea liturgică a bisericii este cea care înseamnă supraviețuirea ei. De aceea voi face tot ce posibil și voi folosi influența și creditul pe care l-am ca să vențim bisericile deschise. Eu pe ultimii nu-i vreau în pușcărie, ci îi vreau în biserica. Unde e biserica deschisă, e preotul înăuntru. Unde este preotul liturghiei. Unde liturghie este Euharistie și unde este Euharistie este Iisus Hristos. Asta ne trebuie. Să menținem Iisus Hristos în biserică și în biserică vii a noastră. Anul 1958 a fost unul foarte dur pentru monahii din România, ca și pentru foarte mulți intelectuali de altfel.
Cu excepția lui Andrei Scrima, plecat printr-o întâmplare miraculoasă în toamna lui 1956 în străinătate, toți membrii rugului aprins au fost arestați. Cei mai mulți dintre ei au fost închiși la Aiud. Sandu Tudor a primit 25 de ani de temniță grea și a sfârșit aici, iar părintele Benedict Iuș a fost condamnat la 18 ani de muncă silnică și 40 de ani de degradare civică. În 1958, eu terminam teologia și el era acum profesor la seminarul teologic, mutat de la Argeș la București, știați asta, nu? Și în luna iunie, când deja se anunțase 58 mutații, mi-a luat fel. A luat pe Văsi, a luat pe Mironescu cel Mare și băiatul Șerban, nu știu dacă dacă intrase în călbăriuță, el aflase. Și era acolo, cancelarul era într-un colț, dacă mergi la Institutul Vărbunea. Și așa te nu pot să fie așa, starea asta. Eu nu aveam o legătură foarte, rar vorbeam cu el, dar urmăream așa. Și ieșea din cancelarii Părintele Benedict și făcea pași așa, pe sală, așa, cotea, se ducea până într-un colț, era vară, deci câteva zile înainte de, i-a luat pe toți care au fost. Și se ducea până la ușă, până la poartă, iar venea pe culoare. Dar așa, într-un fel, o neliniște mascată, foarte bine, cum să spun, acoperită, așa, poate chiar depășită, probabil, se ducă. Încerca să... Era o emoție foarte strânsă, așa, foarte ținută și... Și asta a făcut-o de multe ori și nu știam. De ce facea lucru? Că nu știam, nu m-a așa așezat. Și mergea așa, într-un așa pe sală. Și noaptea am aflat, adică a doua zi am aflat, că și el și Benedict Stăniloae și, mă rog, care mai erau... Nu s-a întâmplat să stau la aceeași cevulă cu el, la Iud, că acolo a fost grosul. Dar știi de la ce vreau stat împreună cu el, că a suportat foarte greu, din Gorgolcea, cu foamea și setea și frigul și golandatea și brutalitatea gardienilor, toți le suporta. Însă e un timp foarte pudic. O viață de pușcărie prin toate bițenii este și o viață a promiscuității. Când zic că s-au luat ieși la aceeași celulă și practic stai într-o latrină pentru că același cântău este pentru toți. Și aceeași cameră pentru băut apă și pentru, iertați-mă, pentru toaletă. Așa încât era suportat foarte greu, moral vorbit. Adică era greu să suporte impudicitatea, promiscuitatea vieții de celulă. Asta a fost marea lui suferință, datorită naturii lui, delicate și altosiu cu serenitate. Pentru că suferința, atunci când este asumată, o e ușor. Și noi știm toți că pentru ce suntem arestați și ne asumăm și responsabilitatea de a fi fost ceea ce am fost în libertate și de ceea ce vom fi mai târziu. Mica mea mărturie de pe întâlnirea cu Părintele Benedict Iuș, foarte simplu vorbind, aceasta este. În spate există căminul proces Calvariahiei, care funcționează de foarte multă vreme, unde mama mea lucra și unde, firește, mai stăteam și eu. Într-o seară, foarte târziu, în acest cămin a intrat un om cum nu mai văzuse niciodată. Era îmbrăcat în haine foarte sărătăcioase, ca de cerșător, însă foarte curate. Avea un chip foarte palid, parcă nevăzut niciodată de soare, o privire albastră și de mare blândețe. Și omul acesta a rostit cu cea mai mare simplitate următoarele cuvinte. Sunt preot, astăzi am ieșit din pușcărie, nu am unde să merg și dacă mă primiți, aș vrea să rămân aici peste noapte. Și mama îndată l-a întâmpinat și i-a spus, poftiți, părinte, aici că nu-mi preoțez și sunteți la dumneavoastră acasă. Și atunci părintele s-a înclinat în semn de mulțumire puțin înaintea mamei și mama s-a înclinat și ea și a sărutat mâna. Am simțit de atunci că sub ochii mei se petrecea ceva deosebit, dar de înțeles nu înțelegeam absolut nimic. Am înțeles asta mult mai târziu, când copilor nu mi se spun lucrurile astea, când mi-am dat seama că era vorba de anul de grație, în cel mai curat înțeles al cuvântului, 1964, când din mila lui Dumnezeu, din închisori, ieșea ce mai rămăsese din floarea inteligenței și spiritualității românești. După eliberarea din închisoare, Părintele Benedict Iuș a slujit cu abnegație în continuare Biserica Ortodoxă Română.
a acceptat și o misiune delicată în Occident, în chestiunea Bisericii Ortodoxe Românești de la Paris. Cu toată autoritatea sa spirituală și morală, nu a reușit să-i aducă pe credincioșii de aici, sub jurisdicția Patriarhiei Ortodoxe Române. În străinătate, l-a reîntâlnit și pe Andrei Scrimă. După 1974, Părintele Benedict Ghiuș s-a pensionat și s-a retras la Mănăstirea Cernica. În ultima parte a vieții s-a dedicat rugăciunii și scrisului. A publicat studii de angelologie despre treptarul credinței și despre doctrina răscumpărării în imnografia bisericii și a diortosit proroacele de la Mănăstirea Neamț. S-a bătărât ca să fie vremea degeaba, să transliterese și să diortosească proroacele. Acum, foarte pe scurt, proroacele de la Neamț, în Mănăstirea Neamț, încât de vederea lui Paisie Bericicovski, sunt de predici, sau caz anii, dacă vreți, alcătuit pe mai multe în volume. Vremea pe care vorbesc, trebuie să se pe cirilică. Și Părintele Ghiuș a făcut să ne transfigureze pe cirilică, pe literă latină, și să ne întrebăm în cuvinte, la aici, vechi, să ne înlocuiască. Și fraza, ori fraza, are ceea ce a făcut Dumnezeu și cu Biblia. Așa. Așa că eu mergeam săptămâna la Mănăstirea la Cernica, la cel de încuraja. Că trebuia și încurajat, eram foarte singur. Era un călugăr înduhovnicit, un teolog de forță reală și în același timp o persoană deschisă către multe orizonturi. S-a întâmplat să-l am duhovnic și pe Părintele Stăniloae. Spre deosebire de dânsul, Părintele Benedict citea literatură multă și literatură universală și își extragea hrama spirituală și din lucrări care nu aparțineau strict spațiului ortodox. De altfel, făcuse studii la Strasburg, într-o perioadă de mari dezbateri în filozofia franceză, se atașase de curentul personalist al cărui principal reprezentant în momentul respectiv era Emmanuel Mounier, care scotea o revistă numită Esprit și în care se deschidea un dialog al catolicismului cu creștinismul răsăritean, dar și cu alte tendințe de gândire, pentru că Emmanuel Mounier spunea că religiosul nu epuizează sfera spiritualului. De sfera spirituală îi fac parte și artele și filozofia. Și toate trebuie să se concure până realizarea unei revoluții pe care, pe de altă parte, în latura ortodoxă, o întrevedea și Nicolae Berdiae, o altă personalitate admirată de Părintele Benedict. Părintele Benedict Ghiuș avea convingerea că suntem călători spre Țara Învierii și că este un lucru de elementară înțelepciune să dăm vremelnicii întreaga ei valoare de vremelnicie, dar nimic mai mult. Iar realităților cu adevărat veșnice să le dăm tot prețul lor viu de veșnicie și nimic mai puțin. Prezența sa comunica fără cuvinte acest har care îl stăpânea, care îl locuia. La Părintele Ghiuș nu încăpă nici cuvântările. Era de ajuns să te uiți la fața lui, în ochii lui și în principiu este un om cu putere că trăire interioară de Dumnezească. Eu cred că a avut o viață vecină cu a Sfințeniei. Nu învățesc să spun mai mult, că aș păcătui, dar cred că viața lui de călugăr a avut o viață vecină cu Sfințenie.
Îi mulțumim domnului Radu Bine, pentru că de fiecare dată avem ocazia să vizionăm aceste filme și în continuare îl rog pe domnul Adrian să facă o prezentare a celor trei părinți pe care îi rugăm în această seară. Părintele Benedict Ghiuș, toate aceste mărturii ale celor care l-au cunoscut, inclusiv ale părintelui Dimitrie Bejan și părintele Nicolae Steinhardt. Părintele Steinhardt consemnează ceea ce spuneam la început din Părintele Benedict Ghiuș. Dacă sunt mâhnit de ceva, este că nu suntem sfinți. Da. Domnul Maria, vedeți. Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt onorat pentru că sunt invitat într-a treia oară la acest ciclu de conferințe, care deja, aș putea spune, că a format o tradiție. După filmul produs de domnul Radu Găin, nu știu dacă aș mai putea spune prea multe despre Părintele Benedict Ghiuș, pentru că, ca de fiecare dată, domnul Găină ne surprinde cu filme bine documentate. În continuare, aș vrea să vă prezint câteva coordonate biografice privind cei trei preoți pe care dorim să-i invocăm în această seară, Părintele Constantin Sârbu, Părintele Benedictiu și Ieromonan Curte, Gerasimiscu. Aș începe cu Părintele Constantin Sârbu, pe care de acum aproape 10 ani reușeam să, căruia acum aproape 10 ani reușeam să-i văd dosarul penal de la Securitate și care vreau să vă spun că în urma cercetării am înțeles că am în față cazul unui preot care, pe lângă calitatea de bun slujitor al bisericii, o avea și pe cea de om apropiat de oameni. Om care, de slujitor al bisericii, cu o viziune culturală și socială, un om care înțelegea că este nevoie ca pe lângă slujirea altarului să se aplece și asupra celor aflați în nevoință și, evident, într-o dimensiune culturală. Asta și pentru faptul că el a avut foarte mult de suferit, mai ales în timpul copilăriei. Părintele profesor vă spunea că el a rămas orfan de mamă de la vârsta de un an de zile. A fost crescut de bunicii săi, de tată. Bunica sa fiind cel care, îndrumându-l, să urmeze seminarul teologic Sfântul Andrei de la Galați. El în școala primară fusese premiat. Și a dovedit în continuare că este un elev bun, pentru că la seminarul teologic, din 500 de candidați, el a reușit al treilea. Și greutățile materiale au continuat să-l oblige să facă mult pentru a-și urma calea pentru care fusese îndrumat de către bunica sa. În timpul, deși era premiat la seminarul teologic, era nevoit să plătească taxele școlare. Pentru aceasta el muncea noaptea la o fabrică de cherestean, iar ziua pe la negustor în prăvălie. Medita chiar și băieți de oameni cu stare din Galați. În 1925, el s-a înscris la Facultatea de Teologie din București și la Conservatorul de Muzică. Pentru a se susține în facultate, el muncește la Societatea de Tramvaie din București, dar lucrează și ca benevol în lucrarea misionară de la Biserica Slătarii.
După terminarea studiilor în 1929, neputând găsi o parohie din prinsul eparhiei Bucureștilor, se angajează cântăresc la Biserica Luca și din Capitală. Se va implica și la activitatea misionară a Asociației Patriarhul Miron, aflată sub oblăduirea întâi stătătorului din acea vreme. În 1934, el se mută la Huș, deoarece fusese repelat de către episcopul Ifon Crivean, care în același an îl hirotonește diacon, iar a doua zi preot, pe seama Catedralei Episcopale din Huș. Pentru că avea o voce frumoasă și pregătirea necesară, este numit director al Școlii de Cântăreți din Huș și profesor de sectologie, catehism și muzică vocală. În calitate de director al seminarului de la Huș, el va reface întreaga instituție de învățământ și chiar din punct de vedere al pregătirii teologice și chiar va pune bazele unei, va ridica o altă clădire a seminarului. El se implică tot mai mult în plan social, în 1934, înființând și apoi coordonând frăția Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care poporul considera oastea Domnului. La 1 martie 1938, el a fost numit de altfel și protoierul județului Fălciu. Un alt merit al părintelui Sârbu, la Huș, este indicarea unui azil de bătrâni și copii orfani, pe care va reuși să-l finalizeze la Roșu, până la plecarea sa la București. El a plecat la București, la Huș, pentru că soția sa, Maria Sârbu, primise un post de profesor de limba germană și franceză la Liceul Nicolae Bălcescu din Capitală. Este numit paroh al noii parohii din parcul Călăraș, de la marginea Bucureștiului din acea vreme, din cartierul Verbului. O parohie fără biserică. Primește un spațiu de slujire prin bunăvoința doctorului Victor Gomoiu, cel care ctitorise și era de altfel și directorul așezămitului Regina Elena. Primește un spațiu în subsolul acestei capele. Evident că menirea părintelui în această parohie era de a ridica o biserică. După foarte multe greutăți, marcate de neînțelegerile cu autoritățile capitalei, cu sprijinul mareșalului Ion Antonescu, în 1942, primește terenul pentru biserică, dar între timp intervine un eveniment nefericit în familia, pentru părintele, anume el rămâne văduv, soția trece la cele veșnice, fiind nevoit să-și crească cele două fetițe minore. La 26 iunie 1942, pentru ridicarea acestei biserici, el trimitea un memoriu mareșalului Ion Antonescu, în care încerca să obțină sprijinul necesar și din care aș vrea să citez. Enoriașii parohiei parcul Călăraș din Baia Verbului au izbutit după 3 ani și jumătate de așteptare și suferință să-și capete terenul pentru construcția bisericii sale. De nu ați fi fost domnia voastră ca să încredințați în apra Sfântului Patriarh rezolvarea prin arbitraj definitiv a dificultăților ce se puneau în cale obținerii terenului bisericii, enoriașii ar mai fi așteptat alți ani de zile și tot nu ar fi putut intra în posesia terenului respectiv. Dar creștinii din Barierea Verbului vor să răspundă la fapta domniei voastre cu fapte. Vor să se apuce de îndată, să-și facă biserica. Și spune, au adunat material de construcție și așa mai departe. Actualmente, continuă părintele Sârbu, se dau multe grele la Sevastopol, care se vor sfârși cu o victorie mare. N-ați dorit, oare, ca în amintirea acestei victorii pe care o scontăm, să zidiți în piatră victoria bisericii dumneavoastră din Verbu, așa cum făceau odinioară voievozii noștri evlavioși și neînfricați în urma câștigării unui mari bătălii? Ne stă la inimă o parohie model, cu cantină pentru săraci, cu sală de evangelizare și proiecțiuni biblice, unde să se învețe credința, cu orfelinat pentru copii, unde copiii să crească cu dragoste creștinească și în lucrul bisericii și al patriei.
opere pe care biserica l-a inițiat și care, din nefericire, le-a pierdut, din cauze pe care le cunoaște. Este o întreagă organizare ideal creștină care trebuie neapărat să ia naștere tocmai în cartierul unde ați copilărit dumneavoastră. Așteptăm cu încredere și nădejde neclintită numai hotărârea domniei voastre și sprijinul de care suntem siguri că va veni pentru a zidi, alături de scumpa dumneavoastră mamă, care este prezidenta de onoare a comitetului nostru, titoria model a parohiei Parcul Călăraș din Verbu. Am încheiat citatul. Marșalul Ioan Antonescu va susține ridicarea acestei biserici, încât la 28 iulie 1943, în prezența sa, se va pune piatra de temelie. Am făcut această remarcă pentru că se știe că această biserică, de fapt, a fost construită de rege de către Marșalul Ioan Antonescu, dar nu se știe cum. Bunăoară, numai potrivit documentelor pe care le-am găsit la Președinția Consiliului de Ministri, numai în perioada 10 aprilie, 1 decembrie 1943, Marșalul Ion Antonescu alocase 5 milioane lei fonduri, materiale din depozitul armatei în valoare de peste 7 milioane de lei, transportul camioanelor militare în valoare de peste 5 milioane de lei. Și mai erau lucrări executate cu meseriași militari și prizonieri sovietici, lucru care se va reproșa mai apoi părintelui Sârbu. El a vrut să finaleze această biserică până la 20 noiembrie 1944, numai că evenimentele de la 23 august 1944, după cum știți, aveau să răstoarne situația politică din România. Biserica avea să fie gata la nivel de tencuială, abia în 1949, când a fost înnosită cu binecuvântarea aceluiași, aș zice eu, prieten, episcopul Nicolae Nifon Criveanu, din vremea când era la Cuși. Pe lângă construcția bisericii, părintele Constantin Sârbu a constituit și un cor bisericesc de 80 de persoane, care dădea concerte pentru organizarea rechete în vederea ridicării bisericii. A adus conferențiar, precum Olga Greceanu. De bună oară, într-o notă a securității din 27 septembrie 1948, se vorbea despre un astfel de eveniment organizat de părintele Constantin Sârbu. Și în cadrul acestui eveniment, părintele Constantin Sârbu, se spune în notă, a accentuat și mai mult nevoia ca tinerii să fie crescuți în respectul credinței. Suntem în anul 1948, deci în momentul în care, anul în care religia se scosese din școală, da? Părintele Constantin Sârbu, în cadrul acelui eveniment, dând exemplu unei mame poloneze, din vremea când Polonia era sub ocupație rusă austro-germană. Și spunea el, cancelorul Bismarck, într-o inspecție pe care a făcut-o la o școală din teritoriile ocupate de Germania, a pus pe un elev de școală să spună tatăl nostru în limba germană. Școlarul polonez a spus, tatăl nostru în poziția severă de drept, după care Bismarck l-a rugat să spună tatăl nostru în limba poloneză. Atunci copilul a îngenuncat în fața cancelorului Bismarck, a luat poziția cu ochii spre cer și cu mâinile încișate, a spus tatăl nostru atât de mișcător, iar când a ajuns la și nu ne duce pe noi în ispite și ne mântuiește de cel rău, ochii copilului s-au umplut de lacrimi. În urma acestei stări în care se afla copilul, Bismarck l-a întrebat cine l-a învățat să spună așa de frumos tatăl nostru. Copilul a răspuns că mama. Și a continuat părintele Sârbu în predica sa, vă recomand exemplul mamei poloneze. Să vechească ca tinerii să fie crescuți în respectul pentru credință, fiindcă ea ne-a dat tăria altă dată și ne-o dă și acum. În anul 1951, părintele Sârbu a înființat o cantină în subsolul bisericii, unde, se spunea în document, făcea serviciu pentru săraci. Evident că astfel de activitățile părintelui nu au trecut neobservate de către securitate. De altfel,
În perioada 15-21 iunie 1949, securitatea va aresta pe părintele, dar se pare că la intervenția autorității bisericești va avea să fie eliberat. Arestarea sa a intervenit la 12 ianuarie 1954. Era acuzat de unelțire contra ordinii sociale. În ancheta de la Securitatea din București, părintele Sârbu a fost interogat asupra activității din studenție, asupra problemei ridicării bisericii, dar mai ales a relației pe care o avusese în 1951 cu o persoană, Constantin Dărășteanu, care la vremea aceea inițiase o mișcare de rezistență salvatorii României. Tot în timpul anchetei, interesant este faptul că este pus să vorbească asupra activității sociale, politice, culturale din parohie. La un moment dat, într-un proces verbal de interogatoriu, se consemnează chiar programul său zilnic. Părintele Sârbu este condamnat la 9 octombrie 1954 de Tribunalul Militar București la 8 ani închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale. Cunoaște penitenciarele de la Jilava, Gherla, Dej, apoi lagările de muncă de la Poarta Albă și Salcia. La Gherla, de către gardien, era considerat legionar. Din acest motiv, la eliberarea din închisoare, părintelui Sârbu îi se fixează un domiciliu obligatoriu pentru 24 de luni la Vișoara. Aici, la Vișoara, avea să fie întâlnit de către părintele Calciu, care ne-a lăsat o mărturie foarte interesantă în momentul în care l-a întâlnit. Citez. Nu cunoșteam pe nimeni. Jandarmul m-a dus la preotul satului, Constantin Sârbu, adică milițian. Nu pentru că m-ar fi cunoscut sau l-aș fi cunoscut, ci pentru că, am înțeles atunci, el primea pe oricine. Avea o căsuță din lut, cu o tindă și o cameră. Pereții erau acoperiți cu icoane și când a deschis ușa să mă primească, aerul mirosea a tămâie. Am înțeles că se rugase, că această casă era locuită de îngeri. Ciudat, el nu ținea predici. Nu mă îndemna să mă rog. Nu se arăta niciun fel a fi bigot, dar inima mea era în sărbătoare cu el. Să vii duminică la biserică, mi-a spus părintele despărțindu-se de mine. Nu era nevoie să mă invite. O biserică adevărată, cu icoane, cu miros de tămâie și cu un preot de nădojdii, slujit liber, nu în taină și cu frică, așa cum erau slujile în închisoare. Era tot ce dorea sufletul meu. Văzuse biserica. Era o clădire de lut, ca oricare altă casă din sat, dar cu o mică turnă și un clopot. Interiorul bisericii era sărac și foarte sever, aproape biserică de catacombe. O lumină aurie intra pe fereastră, dinspre miază zi, și părintele slujea luminat de această aură. Se mișca încet, hieratic, cu vocea lui mică și domoală, asemenea un sfânt părinte din secolul patristic. La sfârșit, părintele a vorbit. Era o oarecare prudență în ceea ce spunea. Știam că orice mișcare a noastră era înregistrată de poliția locală, că eram urmăriți pas cu pas, dar glasul lui cald pătrundea în inimă. Vorbea cu o dragoste și o convingere interioară atât de puternică, încât, fără să vrei, te simțeai prins într-un fel de zbor spiritual și de iubire pentru tot. Plecai din biserică de fiecare dată, cu o iubire mai mare pentru semeni, cu un sentiment de solidaritate pentru aproapele tău și cu o binecuvântare care te însuțea toată săptămâna. Părintele a fost eliberat din domiciliu obligatoriu la 8 aprilie 1964 și după un memoriu înaintat Patriarhului Justinian Marina, avea să primească în slujire Biserica Sapienței, care fusese închisă timp de 40 de ani. Aici, practic, Părintele Sârbu a închegat o comunitate parohială. A fost permanent aproape de parohie. A constituit o bibliotecă de împrumut în care parohienii se puteau adăpa din hrană spirituală. A fost permanent aproape de sărat pe care îi vizita permanent.
Evident că era urmărit permanent de către securitate și a fost urmărit chiar în ultima clipă a vieții. La 23 octombrie 1975, părintele Sârbu a fost chemat la Domnul. Despre părintele Benedict Iuș, nu aș vrea să mai intru, să spun prea multe, pentru că domnul Radu Găin a prezentat foarte frumos în... Nu secundă, n-am spus cum s-a sfârșit părintele Sârbu. În spital, n-am spus... Am spus că a fost urmărit de securitate, n-am fost intru în detalii. Nu, n-ajunge. A fost întrebat, cum vrei să, să termini? Te calcă o mașină în pat? Sau, sau te operăm? Să vă dau un microfon, să vă dau. Deci a fost întrebată securitatea, cum vrei să termini? Era scandalizată securitatea pentru că avea biserica plină, în permanență, avea... era un conclav foarte special la Biserica Sapienței și... l-am întrebat, vrei să te calci o mașină în pat sau să te operăm? Și el a spus să mă operați. A fost internat la spitalul din spatele acelei, din spatele poștei, actualul Muzeu de Istorie. Și a doua zi după operație, doctorul a băgat capul pe ușă și zice, încă n-ai crăpat? De față era doamna Tatiana Cortun, care o cunoașteți. Părintele Sârbu a rugat-o să meargă la Antim să cheme un preot pentru o ultimă împărtășanie. L-a găsit pe părintele Argatu, care venind i-a văzut aureola. I-a dat o ultimă împărtășanie și a murit. Așa. Nu am putut să intru în detalii pentru că trebuie spus. Vă mulțumim și mai mult. Despre părintele Benedict Iuș, aș vrea să spun câteva cuvinte, pentru că domnul Radu Găin și-a făcut datoria. Părintele Benedict Iuș a făcut parte dintr-o pleiadă de teologi, prevenitele Benedictă, cu studii în străinătate, dar nu pentru neapărat că studiile în străinătate aveau această viziune, ci pentru că ei înțelegeau că Biserica trebuie să lucreze mult mai intens, prin slujitorii ei, mult mai intens, atât prin actul liturgic, cât și în plan social și cultural, astfel încât vectorul politic să înțeleagă că societatea are nevoie de un drum care să apropie cât mai mult de idealul creștin. Și între acești teologi, el își nominalizea pe Ioel Babaca, Nicodim Iuniță, Antim Nica, cu care de altfel a și colaborat, Boris Răduleanu. După studiile de teologie de la București, părintele Benedict Iuș este repedat de către mai mari de atunci ai bisericii și trimis la studii la Strasburg. După puțin, în 1934, se întoarce în Basarabia, unde mitropolitul Basarabiei, Gurie Gros, în acea vreme, îl tunde la mănăstirea Chisca în Neamț, apoi ca el diacon. Părintele Benedict Iuș încearcă să-și continue studiile în străinătate pentru că descoperirea acestei spiritualități ortodoxe. El urmează studii de doctorat la Academia Monahală de la Mănăstirea Maria Lac din Germania. Apoi, din nou la Strasburg, unde este și capelan pentru tinerii busieri români de acolo. Este susținut de aproape de către episcopul cărturat din acea vreme, Simedrea, al Hotinului, care de altfel în 1938 îl va și numi director al seminarului teologic. Este susținut de mitropolitul Visarion Puiu, al Bucovinei, și chiar de patriarhul Nicodim Munteanu. În 1940, când el se refugiază în țară, la Mănăstirea Antim,
El redactează împreună cu ai săi prieteni, colegi de studii, Ioil Babaca și Antim Nica și Nicodim Ioniță, acel plan de reformă a monahismului românesc, numit în 1909 Ierusalime, care mai apoi a constituit cap de acuzare în ancheta securității din 1958, deoarece acest document apăruse, această broșură, apăruse în vremea Guvernării Naționale Legionare, care de altfel nu avea nicio legătură cu acest plan de reformă, nu avea nicio legătură cu politicul. În ianuarie 1944, Părintele Benedict Iuș este ales episcop al Cotinului, într-o împrejurare puțin dificilă și pentru România, pentru că începuse contraofensiva sovietică și mai mult de jumătate din Basarabia și din Bucovina fuseseră deja ocupate, reocupate de către sovietici. Într-un context dificil, spuneam, pentru că la momentul respectiv, Mihai Antonescu ceruseră noilor episcopi din Basarabia, ca după momentul alegerii, în contextul în care, dacă vor fi ocupați de către armatele sovietice, să rămână pe loc. Pentru că la Hotin, candidatul se anunțat episcopul partei din Ciocrona al armatei și îi se ceruse de către Marele Stat Major să renunțe la această candidatură, a fost ales de către adunarea eparhială din acea vreme, Arhimandritul Benedict Iuș. La cererea lui Mihai Antonescu, Benedict Iuș a renunțat la alegerea de episcop. El, practic, acceptându-și situația fără a protesta. Din acest moment, el a intrat într-o disgrație, dacă am putea spune, față de factorul politic. Și în acest context, în 1944, chiar în august 1944, el ajunge profesor la Academia Teologică de la Arad. În 1945, în urma unui examen, ajunge asistent la Catedra de Teologie Mistică, unde profesor încă mai era Nichifor Crainic. A suplinit această catedră până la venirea Părintele Dumitru Miloae, iar în 1949 februarie este numit de către Patriarhul Justinian Marina vicar patriarhal. Pentru hirotonirea sa ca episcop, autoritățile comuniste refuză și pe motiv că în momentul numirii ca vicar patriarhal și ca stareț la mănăstirea în timp, el fusese practic numit stareț al obștii de la Antim, împotriva arhimandritului Valerian Zaharia, numit de către autoritățile comuniste. Aici fac o paranteză. De ce? Pentru că arhimandritul Valerian Zaharia, care în aprilie 1948 fusese numit stareț la Antim, a fost cel care a interzis manifestările rugului aprins de la Antim. El a fost cel care a spus că, domnule, de astăzi nu mai aveți dreptul să vă organizați, să manifestați, să țineți acele septuri publicești la Biblioteca Mănăstirii Antim, numai pentru că regimul nu permite acest lucru. În aprilie 1949, când Benedict Iuș a fost numit și stareț al Mănăstirii Antim, el a încercat reînnodarea activității rugului aprins. Întâlnirile cu Alexandru Mironescu, cu Scrima, Sofia Bodiu era acolo în obștia de la Antim. Pentru Benedict Iuș trebuiau să se reînnoade. Numai că el era permanent urmărit de către securitate. În dosarul de urmări informativă în tocmai de securitate, în fiecare zi, un informator dădea raportul la securitate pe ore, ceea ce Părintele Benedict Iuș făcea în incinta Mănăstirii Antim. Din aceste motive, la presiunea securității, în decembrie 1949, prim-ministerul cultelor îi se cere Patriarhul Justinian ca, alături de Benedict, să își dea demisia din postul de vicar patriarhal.
Deci se va întâmpla în februarie 1950. Iar acest eveniment va continua chiar cu trimiterea părintelui Benedict Ghiuș din București. Securitatea cerea ca părintele Benedict Ghiuș să mai fie în București. Pentru a salva Patriarhul Justinian, l-a numit profesor de biblice, de Vechiul și Noul Testament, la Seminarul Teologic Superior de la Mănăstirea Neamț. Aici, pentru activitatea sa duhovnicească intensă cu elevii, el avea să fie din nou demis în anul următor, demitere care a culminat chiar cu desfințarea seminarului teologic. Se mai întâmplase în același timp un caz, Arsenie Papacioc, părintele Arsenie Papacioc, cel care era spiritual al seminarului teologic, fusese și el demis la persoană de securitate, tocmai pentru că prin activitatea care o ducea cu elevii din seminarul teologic de la Neamț, nu permitea penetrarea acestui școli teologice de către o celulă a unui tineretului muncitoresc. În 1955, părintele Benedict este numit slujitor la Catedrala Patriarcală din București. Pe o rețea de socializare, chiar circula un film, un filmuleț, postat de domnul Petit Dincă, de la praznicul Sfântului Dimitrie din 1956, în care părintele Benedict Ghiuș chiar apare ca slujitor, alături de Bartolo Anania, Grigorie Băbuș și, nu știu, Patriarhul Justinian Maria. În noaptea de 14 iunie 1958, părintele Benedict este arestat în cadrul Asociației Lucrurile Aprinse și acuzat în timpul anchetei de activitate legionară. Era acuzat de activitate legionară pentru legăturile pe care le avea cu foști deținuți politici. Și aici mă gândesc la Constantin Voicescu, care îl avea ca ucenic. Părintele a primit o condamnare de 18 ani muncă silnică pentru infracțiunea de mânăvire contra unii sociale. În acest motiv, cunoscând închisorile de la Jilava și Aiud. Mai apoi a ajuns să facă o de muncă de la Ostrov, de unde a fost eliberat la 25 iunie 1964. În septembrie 1964, el este reintegrat de către Patriarhul Justinian Marina ca slujitor la Catedrala Patriarhală, iar mai apoi el se retrage la Mănăstirea Cernicană. Despre Benedict Ghiuș, aș vrea să citesc o descriere a mărturisitorului Ioan Ianolide, pentru că Ioan Ianolide îl vizita frecvent, dacă nu i-a fost chiar cumva și ucenic părintelui Benedict Ghiuș la Cernicană. Citez, figură luminoasă, spunea despre părintele Benedict. Suflet blând, om de perfect echilibru, deopotrivă duhovnic și teolog. Poate puțin naiv a fost arhimandritul Benedict, care a dat prestigiu monahismului românesc prin participarea sa la rezistența credinței mărturisită în temnițe și martiriu. Deși modest, este totuși figura cea mai frumoasă a clerului nostru. Era un călugăr firav și plăpând la trup, dar curat și integru la suflet. Om de aleasă cultură și mare duhovnic. La rugul aprins, cel de călugări și laici intelectuali preocupați de rugăciunea inimii, părintele Benedict a polarizat prin viața sa duhovnicească activitatea întregului grup. A refuzat să urce dreptele ierarhiei bisericești, optând pentru puritate. Vorbea frumos, slujea pe evlavie, spovedea cu pricepere, zidea sufletește cu putere și trebuia ferit de pericole. Căci nu știa, din naivitate, să fie prudent în fața prigonitorilor. Deși atât de modest, personalitatea lui concentrează tot ce are frumos și sfânt ortodoxia românească. Despre părintele Gherasimescu, aș vrea să insist, va vorbi și domnul Ioan Iscu. Gherasimescu era originar din localitatea Poduri, județul Bacău. În 1924, el a intrat ca frate în Mănăstirea Bogdana din Bacău.
Un an mai târziu, înscriindu-se la Mănăstirea Neamț, pe care l-a urmat în 1928 la desființare. Și-a continuat ciclul liceal la Liceul Principele Penea din orașul Bacău. Și pentru că era cunoscut de către starețul Mănăstirii Tismana, Grigherie Lovin, din aceeași localitate cu Gherasimiscu, starețul Tismănean avea să-l susțină mai departe la studii, înscriindu-l la seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica. În 1936, Gherasimiscu a fost hilotonit, ieromonac, pe seama Mănăstirii Tismana. A absolvit ca șef de promoție seminarul de la Cernica în anul 1935. Ieromonacul Liherie Lovin, starețul tismănean, caracteriza surcini, purtări frumoase și silitor la carte. În 1935 se înscrie la Facultatea de Teologie din București, care o va finaliza abia în anul 1942 din cauza problemelor cu care se va confrunta. Între 1937 și 1939 a fost stareț al Mănăstirii Armata din Vâlcea, de către episcopul Martinus Stănescu, mai apoi ajungând în postul de bibliotecar contabil la seminarul monahal de la Cernica. În aprilie 1942 este trimis de mitropolitul Olteniei Ifon Priveanu o misiune religioasă în Transnistria. Despre perioada despre care, într-o declarație a sa la Securitate, în 1948, spunea Gherasimiscu, păstrez una dintre cele mai frumoase imagini din viața mea. Aici, în Transnistria, el a lucrat pe câmpul misionar la Balta, a întemeiat o mănăstire de monahi la Berșal, unde a fost și stareț de altfel, iar mai apoi un schip, un mic păstrățel, în județul Râmnița. Totodată a fost profesor de religie la școala din localitate. Pentru credincioșii de acolo, el a învățat limba ucraineană, el le predica limba ucraineană. A fost foarte apreciat de către mitropolitul Visarion Cui pentru activitatea sa, dar mitropolitul Ifon Priveanu avea să-l recheme la mănăstire în aprilie 1943, numindu-l exact pentru județele Gorj și Mehedinț, până în 1945, când părintele Gherasim a demisionat. În martie 1940, în aprilie 1943, el este numit stareț al Mănăstirii Tismana și însărcinat cu refacerea acestei mănăstiri, pentru că în coloană înainte fusese devastată de un incendiu. Cu regimul comunist, să zicem, s-a intersectat în anul 1947, când, în noiembrie, i s-a solicitat sprijinul din partea unor membri ai Mișcării Naționale de Rezistență din Oltenia. E vorba de tânărul la vremea aceea, Radu Ciuceanu, care, împreună cu generalul Carlaunț, a solicitat părintelui stareț Gherasimiscu găzduire și hrană, ajutor sprijin material pentru ei în momentul în care se hotărau să urce în munți și să monteze un aparat de emisie recepție. După o percheziție a siguranței comuniste, la 26 septembrie 1948, părintele Gherasimiscu este arestat. El de altfel, la 15 august, de grabă mănăstirii, ținuse și o predică virulentă la adresa regimului. Este anchetat de Securitatea din Craiova în condiții extreme, prin presiuni fizice și psihice. Toate acestea nu recunoaște participarea sa la Mișcarea Națională de Rezistență din Oltenia. Prin sentința
1928, din 21 iunie 1949, a terminat militar Craiova, Părintele Iscu este condamnat de 10 ani de temniță grea. Părintele profesor a citat, a dat un citat de la Părintele Constantin Podoroagă, este confortantul Părintelui Iscu, dar tot Părintele Podoroagă vorbește despre Părintele Iscu la Iud. Și spune, citesc, noi, cei din grupul Argeșului, i-am dat un sfert de pâine și i-am luat o geacă de la un deținut. Pentru mine și cei ce l-au cunoscut, Părintele Gherasim a fost un martir. Prin celulele prin care a trecut, era cel care păstra moralul indicat și convingerea de depășire, vorbind foarte frumos despre jertfă. Încheiat citat. După Aiud, Părintele Gherasimiscu cunoaște închisurile de la Pitești și ajunge la muncă sindică la canal, la Poarta Albă, în așa zisă brigadă a hoților. Se îmbolnăvește de TBC pulmonar și, în acest motiv, el este mutat la spitalul penitenciar de la Târgu Ocna. Aici, în camera 4 spital, care e muribunzi, se întâlnește cu pastorul evreu Richard von Brandt, de la care avem mărturia pe care domnul părintele profesor a dat citire. Și, practic, este, dacă vreți, este dovada că părintele Gherasimiscu s-a manifestat ca martirul autentic în închisoare. Cam acestea au fost cele câteva care am vrut să vă spun despre cei trei părinți omagiați. Și n-am vrut să intru în detalii. Sunt multe lucruri de spus despre acești trei preoți. Dar poate, știu eu, în viitor apropiat, vom reuși să vom publica aceste rezultate din cercetările efectuate în Arhivele Securității. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Iadia Bărcu, pentru această prezentare. Așa cum am menționat, este o prezentare succintă, întrucât avem un triptic în această seară, trei părinți. Numai despre părintele Constantin Sârbu, cred că s-ar putea vorbi tot așa mai multe seri, cu mărturia celor care l-au cunoscut. Despre părintele Benedict Ghiuș, la fel, și mai ales mărturile celor care și l-au cunoscut, dar și chiar asupra scrisului părintele Benedict Ghiuș. Despre părintele Gherasimiscu, rugăm pe domnul Ioan Iscu să ne vorbească în această seară. Bună seara! Dragi părinți, frați și sorori, mă aflu aici în calitatea mea de urmaș al părintelui Gherasimiscu, sunt nepot de frate. Fac mențiunea din capul de la început că nu l-am prins în viață pe părintele, am născut la câțiva ani după aceea, așa că referințele mele despre părintele sunt cumva circumstanțiate de această împrejurare. Mai mult decât atât, după cum ați putut bine observa, înainte vorbitorii mei au făcut referințe ample, aș putea spune, despre viața lui, despre faptele lui. Dar, în calitate de nepot, n-aș vrea să comit anumite aspecte care poate că nu vă sunt cunoscute și nici nu ar putea fi cunoscute decât prin relatarea unui urmaș direct al lui. În primul rând, ce aș putea să vă spun este că din copilărie, în măsura în care mi s-a conturat în conștiință arborele genealogic al familiei mele, am identificat locul lui
în familie. Ceea ce am remarcat încă de la început este faptul că absolut, dar absolut, toți membrii familiei aveau numai cuvinte de laudă. Și asta poate că e puțin spus, aveau referiri la superlativ despre el ca persoană, din toate punctele de vedere. Eu, ca și copil, am rămas surprins. Pentru că, în viața cotidiană, am perceput că e foarte greu să fii perfect. Ca și copil, vă dați seama. Ei, despre el se vorbea numai la superlativ, cum am zis. Ce m-a surprins însă este că noi acolo la țară aveam un dușman. Mai degrabă bunicii mei aveau un dușman și cum e de așteptat, dușmanii te vorbesc de rău. Ei bine, rețineți, eram copil, dar suficient de matur, ca să zic așa, ca să înțeleg nuanțele. Am intrat în dialog cu acest vecin și, în mod surprinzător, îl vorbea de bine. Numai de bine. Și aici s-a făcut o mențiune despre perioada în care el a învățat la liceul Ferdinand din Bacău. Vreau să vă spun că eram copil, trecusem în clasa a doua. La țară știți cum se ia ușor premiul, am luat premiul întâi și a venit directorul școlii coordonatoare din localitate, chipurile într-o vizită de amiciție, de curtoazie, pe care eu nu înțelegeam și nici n-am înțeles-o, nici până astăzi. Ba mai mult am înțeles de la un profesor din care l-a cunoscut că, de fapt, era un fel de informator. Nu-i fac niciun proces de intenție, pentru că nu am convinge în acest sens. Dar ce pot să vă mărturisesc este că acel profesor, pe care eu îl percepeam ca un mare onoare, de mare calitate umană, spunea despre părintele că este o persoană față de care nimeni nu avea niciun cuvânt de reproș. Fuseseră colegi la școala generală din comună și, coincidență, au fost colegi în acel an când, închizându-se cursurile seminarului teologic de la Neamț, a făcut un an la liceul Ferdinand din Bacău, cel mai renumit liceu. Și el a fost cel care a terminat șef de promoție în acel an. Cineva îmi spunea, un profesor de la Facultatea de Teologie, că n-ar fi cazul să omit, să evit anumite aspecte care par a laudă, dar care sunt purul adevăr. Și vrea să sublinieze, el, părintele fiind chiar monah, sublinează faptul că nu a fost un simplu monah, ci că a fost șef de promoție, iar bunica mea și tatăl meu, față de care se confesa deseori, ca între membrii familiei, spunea că a făcut 4 facultăți. Eu n-aș vrea să insist, dar ce să fac, asta m-am scăpat, am spus-o, nu am audă, ci se pare că asta corespunde într-un fel adevărului. Era un om pe cât de moral, și asta s-a dovedit, ați înțeles-o probabil din relatările înainte vorbitorilor mei, era pe atât de inteligent, deci avea o personalitate complexă. Avea instrucție,
avea pricepere, avea îndemânare, avea orice. Când eram acasă la părinți, era foarte... Părinții și bunicii mei le-o dau în continuu. Aș vrea să fac un salt, să vă spun că în timpul stagiului militar am fost chemat de maiorul, de comandantul regimentului, doi mecanizat, și asta s-a întâmplat în timpul ședinței de tragere de instrucție, auzindu-mi numele, a spus, te rog să vin la mine. Și m-a întrebat dacă am vreo legătură cu Grigore Iscu, pentru că numele lui de botez era Grigore. Și eu, reținând de la tata că este bine pentru mine și pentru siguranța mea să neg orice legătură de filiație cu el, am negat. Se pare că pentru moment a, să zic, înghițit pastila sau cum vreți să o luați, dar el, am înțeles că avea și funcția de contrainformații. Ceist al regimentului, vreau să vă spun că din momentul acela, de a doua zi, vă rog, m-a ținut într-o continuă teroare. Asta s-a întâmplat nu zilnic, pentru că nu avem contact direct cu el, să înțelegem, ci doar atunci când era în proximitatea lui și invers. Niciodată n-am înțeles de ce, dar am avut o explicație în urmă cu câțiva ani de zile bun, mi-am ales un medic de familie care, întâmplare, pur întâmplare, este, are sediu, funcționează în policlinica militară pe strada Cobălcescu. Și de câțiva ani de zile bun, eu n-am întâlnit acolo, am întâlnit bătrâni, poate numai bătrâni de vârsta a doua și a treia, dar niciunul care să se vaite. Pe când el, culmea, l-am întâlnit acolo. Singurul pe care l-am întâlnit făitându-se, făicălindu-se. Și atunci am gândit că poate aceasta este o explicație a, știți dumneavoastră, cu viermele cel neadormit. Este conștiința care nu te lasă în pace zi și noapte. Probabil că el a fost, s-a intersectat, a fost în traiectoria părintelui într-un anumit moment al detenției, se prea poate, știa de el foarte multe. Și că, până la urmă, s-a dovedit că l-au apucat regretele. Mai mult de atât a judecat dumneavoastră despre ce poate fi vorba. Încă un episod, după Revoluție imediat, la ieșirea din stația de metrou Unirea, era un călugăr, era în veșminte călugărești. Nu cred să fi avut o altă, să fi fost pe scara clericală decât simplu călugăr, însă poate că cineva din sala asta l-a remarcat. În anii 91-92 era îmbrăcat modest, curat, îngrijit, un călugăr, l-am perceput, un călugăr adevărat. Și eu lucram atunci, nu vă spun unde, dar eram îmbrăcat la costum, la cravată, cu geantă, diplomat, și cred că eram, putea să mă suspecteze oricine că aș fi fost securist sau polițist. Nu era vorba de așa ceva și vă spun asta pentru că, în mod normal, nu urmărești un om de asemenea factură. Ei bine, acest călugăr, înconjurat fiind de mai multe femei în vârstă, le-a lăsat și a venit după mine, a alergat prin mulțime. Și mi-a zis, domnule, ai un sfânt în familie. Și eu i-am spus, da, am un frate care a murit la 6 luni. Și care, după spusele tate, este sfânt. Botezat, n-a apucat să facă păcate, nu? Și nu, asta era percepția și convingerea noastră. Ei, să nu mă înțelegeți că nu am realizat pe moment la cine se referea. Dar el a continuat și a spus, nu, este preot.
Deci un om care niciodată în viața lui nu m-a văzut, n-avea cum să mă vadă, n-avea de unde să mă știe. Și nici nu îl lăsam impresia ca și un om de biserică, ca să vă zic așa. Pentru că atunci când vezi un bărbat la o anumită vârstă, îmbrăcat la costum, nu ți-l imaginezi în biserică. E bine, probabil că nici eu atunci, și poate că nici acum, nu știu, nu păream să fiu om de biserică și cu toate acestea el m-a alergat, A venit după mine prin mulțime și mi-a spus ce ați auzit că v-am spus. Tot așa, o secvență interesantă, eu încerc să mă circumstanțiez un pic, pentru că timpul este avansat și alte vorbitori mei m-au ajutat foarte mult să-mi răstângă discursul, ca să zic așa. Am fost tot timpul animat, mânat, obsedat de gândul de a face ceva pentru părintele, de a nu de a pune valoare, s-a pus singur în valoare, a făcut tot ce trebuia ca să fie unde trebuie să fim cu toții. Dar oful meu, dacă e să vă spun, este că rădășițele lui pământești erau până la acel moment pe care o să vi-l relev, erau în groapa comună de la penitenciarul de vece din Târgu Ocna. Și în dorința aceasta, mânat de această dorință, m-am interesat și am înțeles că există un institut de cercetare a crimelor comunismului, da? Condus, sau mă rog, directorul ei fiind Marius Socre. Și m-am gândit că este înțelept să-l contactez și să vedem ce se poate face în acest sens. Pentru că eu, în mod personal, am încercat unde mers la penitenciar, dar se pare că n-a fost suficient de inspirat. M-am dus acolo într-o după amiază de sâmbătă, era toată lumea plecată acasă, era tot închis și nu mi s-au putut da informații. Oarecum am depus armele și am continuat, cum vă spuneam, cu acest demers pe lângă Marius Ocre. Se pare că, deși căutasem de vreun an de zile să vedeți pronia divină, l-am găsit exact în momentul în care a început să se facă cercetări de deshumare, de exhumare a rămășițelor pământești, a celor care erau înmormântați, puteți spune și în ghilimele, înmormântați în groapa comună la Târgu Ocna. La câteva zile, poate mai bine, m-a chemat, a făcut o cerere pentru ca dânsul să se justifice, să se îndreptățească demersul care urma să-l inițieze și a terminat, a executat această operă de desfumare și la un an de zile, mă rog, o apreciere aproximativă, mi-a spus seara, era la o mănăstire din Ardeal, m-a sunat și mi-a spus: domnule, unchiul tău are moaște. Este singurul de la groapa comună care are moaște. Acum, eu vă întreb, eu m-am întrebat atunci și vă întreb și pe dumneavoastră, dintr-o mie sau cât o fi fost de rămășițe pământești, e foarte greu să-ți dai seama a cui ar putea fi moaște. Din toate detaliile pe care le aveam despre părintele, se pare că el a fost îndreptățit să facă afirmația asta, nu cred că avea certitudini, nu prea avea cum și nici astăzi nu am această certitudine, dar mă folosesc de această împrejurare să fac un apel. Acum cât încă mai sunt, mă vedeți, nu se știe cât o mai duc și atunci va fi mult mai greu pentru biserică să încerce o identificare a rămășițelor pământești. E un test ADN, n-ar fi mare lucru. Eu am făcut câteva demersuri, nu vă spun pe lângă cine, dar au rămas fără rezultat. Așa că mă folosesc de această împrejurare și fac un apel. Din păcate, sper să fie auzit de cine trebuie și să înceapă să fac un... Nu e mare lucru, dar eu nu am resursele financiare să susțin o asemenea expertiză. Și
dorința mea și cred și sper ca să fie și dorința, să fi fost și dorința lui, că fiecare ne gândim și la moarte și poate fiecare ne gândim și unde ne-ar place să ne ducem somnul veșnic, dorința lui cred că ar fi fost să fie dus la chismar, să fie înmormântat creștinește. Nu e vorba de canonizare, asta e canonizat acolo unde trebuie, sus, acolo, indiferent și dincolo de canonizările noastre, ei sunt sau nu sunt sfinți la Dumnezeu. Dar vreau să, ca rămășițele lui Pământesc să fie duse acolo unde se cuvine și îngropate după rânduiala creștinească. Vreau mult? Nu cred. E firesc. Și cred că Biserica are capacitatea de a duce această inițiativă pe care eu vă sugerez. O sugerez aici. Nu știu dacă vorbesc în inter, sper să mă audă încă o dată, sper să mă audă cineva. Credeți-mă, sunt foarte multe de spus, vă văd în față, mi-e greu să mă concentrez. Cred că am punctat ce este esențial. Vreau să vă spun că am cunoscut pe Părintele Patriarh Teotist, pe Părintele Argatu, pe Părintele Arserie Papacioc, pe Părintele care l-am văzut în seara asta, Bartolomeu Anania, și încă pe Părintele Iustin Pârmu, care l-a cunoscut și care mi-a vorbit toți la superlativ. Părintele Arserie Papacioc, cum spunea, m-am dus odată la Techirghiol, întâmplător, am deschis poarta mănăstirii, întâmplător sau nu, el era încercat. Și poate întâmplător sau nu, cum am intrat pe poartă, m-a văzut. N-a luat ochii de pe mine și nici eu n-am luat ochii de pe el. Mărturisesc, a fost un pic pragmatic, am zis că nu m-am dus cu gândul să mă întâlnesc cu părintele, dar dacă mi s-a venit ocazia, am zis, hai să o fac. M-am dus la el direct și mi-a zis, i-am spus, n-aveam un alt argument, zic, sunt nepotul părintelui Gerasimiscu. Zice, da, l-am cunoscut, era mare și zice, noi mergeam la Lainici printre lupi. Dar asta zice, ce-o spun ție? Pentru că dacă o spun altora, zice că sunt nebun. Încă o dovadă. Cine se plimbă printre lupi? Eu vă spun să o luați sub beneficiu de inventar. Dar lucrurile acestea le-am mai auzit în istoria Bisericii a Sfinților, a vieții unor părinți ai Bisericii. Sunt încă multe de spus despre Sfințenia lui. Aș vrea, poate că iertați-mă dacă cumva mi se pare și nemodestie. În nordul Moldovei sunt icoane cu părintele. A rămas surprins. Nu le-am făcut eu. Sunt icoane. După aceea este un acatist al Sfinților de la Iud, unde la Ecosul și Contactul 11 este singurul menționat cu nume și prenume. Este singurul. Poate că și asta și încă multe altele pot să dea de gândit. Eu n-am cunoscut, am făcut teologia, iertați-mă, n-am cunoscut, n-am auzit eu cineva care să își ierte călăul. A, că a fost dus la moarte, că a fost chinjuit, că i-a iertat, dar unul care să te chinuie îndelung și după aceea să-l ierți, să te rogi pentru el, să-l spovedești, să-l împărtășești și să mori cu el în aceeași seară, în aceeași noapte, nu e lucru puțin. Aș avea multe de spus, dar iertați-mă, mă opresc aici. Suntem sub presiunea timpului și nu vreau să nu am fost, ci sunt mereu în poziția dumneavoastră și știu că am discurs odată început, aștept să se termine. N-aș vrea să vă doriți să așteptați să termin. Termin eu mai întâi. Vă mulțumesc! Vorbea domnul Iscu, mi-am să aminte că acum câțiva ani
mi-a căzut în mână varianta originală, primara Paterinului scris de părintele Ioan Chiebălan, vorba de materialul scris în 1974. Și mi-aduc aminte că în acel Paterin, deci în varianta originală, exista o biografie a părintelui Gerasim Iscu. Ceea ce înseamnă că el, părintele Gerasim, era în conștiința monahilor ca mare mărturisitor. Evident că la apariția primei ediții a Patericului în anul 1981, vocea, biografia părintelui Gerasim Iscu nu avea cum să figureze pentru că decedase într-o închisoare politică. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Ioan Iscu, pentru această prezență și pentru faptul că ne-a împărtășit o emoție, aducându-l prin domnia sa și pe părintele Gerasim, pe care toată lumea îl iubește. Eu mă amintesc că când Volbrat a ajuns în Statele Unite, eu nu eram crezut. Toată lumea avea impresia că aici este un fel de... E un fel de rai, așa, în paradis al comunismului. Și atunci Volbrat le-a arătat spatele, lovit, deci semnele din închisoare. Și, într-adevăr, în cartea lui Volbrat, cred că părintele Gerasim este una dintre cele mai luminoase figuri. Tot el consemnează această vedere a îngerilor în momentul când Gerasim Iscu dă oștescul în sfârșit. Îi invităm pe tinerii de la corul bisericii pe copeții noi să intre în scenă și până atunci îl rugăm pe domnul Sorin Mavric să ne împărtășească câteva gânduri. Suntem la a treia întâlnire și, retrospectiv, judecând aceste întâlniri, dau seama cât de important este emoția pe care o transmiți în privința trecutului, spre osebire de informația strict istorică. Momentele memorabile în aceste trei întâlniri au fost date întotdeauna de rudele preoților invocați. Vă amintiți, în prima întâlnire, fiul părintelui Imbrescu, în a doua întâlnire, fica părintelui Voicescu, iar acum nepotul părintelui Iscu. Toți trei nu au venit cu informații seci, cifre, luate din dosare. Au venit cu relatări trăite sau împărtășite de rude, niște anecdote. Anecdotele lui nu sunt ceva frivol, ele pot fi foarte grave. Anecdotele transmit emoție. Iar momentul memorabil în seara aceasta a fost momentul prilejuit de relatarea nepotului părintelui Iscu. Ne-a transmis o tensiune. Tensiunea aceasta te strânge, naște comuniune și, până la urmă, acesta este un act religios. Îi mulțumim părintelui Iscu pentru că cu siguranță, când am plecat de aici, vom ține minte, mi s-a întipărit deja sub forma unei tensiuni sufletești prezența dânsului cu adevărat tulburătoare. În rest, să fie tot așa și înainte, Doamne ajută, Părinte. Faptul că ideea acestor seri aparține domnului Sorin Lavric, pentru că noi avem o tradiție în ceea ce privește mărturisitorii, am avut pe părintele Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu, Dinu Pilat, despre Rugul Aprins am avut ca vreo două seri, dar această idee, sincer, nu mă gândisem să facem seri dedicate și Dumnezeu l-a așezat așa încât fiecare seară să fie dedicată unui triptic de părinți. Cred că asta este minunea pe care Dumnezeu o face. Uneori nu știm în ce ne așezăm, dar Dumnezeu ne rânduiește mai bine decât ne putem noi închipui. Și acum, pentru că de fiecare dată ne-am obișnuit ca privegherea noastră să înceapă cu cântare, din nou, acești tineri dragi, mie foarte dragi,
pe care îi ascult și cu care săvârșesc Sfânta Liturghie împreună cu Părintele Paroh la Biserica Precupeții Noi, vor să facă încheierea acestei seri de priveghere. Let's
Mi s-a sugerat așa să nu prelungim aceste întâlniri, dar noi ne-am obișnuit la priveghe să așteptăm. Cred că aceste seri și îndrăjim să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim într-o asemenea atmosferă. Aceste seri împlinesc o expresie care devine deja o sintagmă. Am văzut și pe la televizor, România profundă. Discutam cu un coleg profesor care era fascinat de apus și e firea să fie. Și în acest context de demitologizare românească, în care nu mai avem nici istorie, nu mai avem nici înaintași, vrednici, cred eu că aceste serii nu sunt altceva decât, folosesc aceea sintagmă, căutarea României profunde. Și părinții pe care i-am evocat în această seară, Părintele Constantin Sârbu, Părintele Benedict Ghiu și Părintele Gherasimiscu, fac parte din România profundă, alături de alți mărturisitori ai neamului. Și ei au arătat că s-au salvat nu din ororile închisorilor, de suferințele programate, ci, așa cum spunea un autor care a trecut prin închisori, s-au salvat de ei înșiși. De ceea ce ar fi putut ajunge, de ceea ce ar fi putut face dacă n-ar fi rezistat ispitei și ar fi acceptat colaborarea cu răul. Trădați, schingiți și umiliți de proprii lor colegi și prieteni, au înțeles că există pentru fiecare o anumită limită de rezistență și dacă această limită nu poate fi depășită, devii propriul tău sclav. Ei au reușit să depășească această limită prin credință. Au înțeles că raționalitatea și intenționalitatea pragmatică nu pot rezolva problematica vieții și că existența nu este numai de ordinul concretului, ci și al nostalgiei, al chemărilor tainice spre un altul care ne înfioară clipele de strictă intimitate și al aspirațiilor către un orizont care transcende clipa. Am înțeles că viața nu începe cu noi și nu se sfârșește cu noi și că prin efemeritatea noastră suntem doar o fărâmă de infinit care contribuie la împlinirea unui destin ce ne depășește, asigurând continuitatea. Am înțeles că suferințele la care sunt supuși au un sens și le mulțumesc acestor tineri, m-au impresionat și mai ales cele doamne, acel cântec care dă sens suferinței. Deci au înțeles că suferințele au un sens și binecuvântată fie clipa aceea de eliminare care i-a ajutat să descopere sensul și că doar valorizarea suferințelor lor le aduce împăcare și îndurare. Unul dintre bunii mei prieteni, spune autorul acestei cărți, mi-a împărtășit criza sufletească prin care a trecut atunci când sub povara greutăților a fost cuprins de îndoială. Dar oare cine nu se îndoiește? Și s-a cutremurat și a intrat în panică și clipa aceea l-a văzut pe Fiul omului răstignit pe cruce, cerând îndurare Tatălui Ceresc. Și clipa aceea l-a salvat. Și după eliberare, spune autorul, colegii noștri au trăit aceste clipe mistice, s-au străduit să valorizeze chinurile lor și ale colegilor lor. Rătăciți pe drumul crucii și, deși aveau orientări și specialități diferite, s-au plecat cu sârg asupra studiilor teologice și au intrat în rândul slujitorilor bisericii și au făcut cinste cinului preoțesc și cinului monahal. Să ajută Dumnezeu să descoperim această România profundă permanentă, să ne întoarcem și să avem răbdare, să-i priveghem. Noi avem ortodoxii. Așa îmi amintesc cu discuția lui Petre Zuțea, la un moment dat, când cineva i-a reproșat, m-ați dezamăgit că sunteți ortodoxi, pentru că ortodoxii cam au un spirit gregar, așa, de buzeală. Și atunci, Suțea a făcut o comparație între Sfânta Liturghie la Ortodox, slujba care ține cam 3-4 ore și stai în picioare, și misa, așa, care ține cam 55 de minute și după aceea ești concediat, mai stai și pe mine. Și atunci, Petre Suțea a conchis. Asta e ortodoxie, este freag.
este răbdare, este statornicie. Și să ne ajute Dumnezeu să ne statornicim în această credință, având ceea ce spune Nicolae Schneider, în jurnalul fericirii, în motoul său. Pentru a ieși dintr-un regim concentrațional și nu este nevoie, neapărat nevoie să fie o închisoare, o lagăr, noțiunea s-ar putea extinde oricând la nivelul unei țări, la nivelul unui continent sau la nivelul întregii. Singura soluție este soluția spirituală, soluția mistică. Vă mulțumesc, Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine se va adevăra, sunt de fericire pe tine, născătoare de Dumnezeu, și acolo prea fericire și prea nevinovată și Marea Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare de serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecii la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu noi este Dumnezeu. Vă să-L faci ca să ai de oameni totdeauna acum și pururea și în veci vecii la mine. Doamne ajută-te pe Dumnezeu.